Accident la intersecția Sebastian cu 13 septembrie la București. Nu-mi dau seama cine și ce vrut să facă, dar s-au deschis airbag-urile. A venit poliția, pompieri, poliția locală, care se ocupă de dirijarea traficului. Pare că n-a trecut mult timp de atunci, dar deja au venit toate serviciile de urgență. Nu văd ambulanța, dar sper că nici n-a fost necesară. Doar pompieri. Blue Monday. Și cazul e cea mai depresivă zi din an. Pentru ăștia implicați în accident, chiar că e deprimant. Ce încearcă să-i facă? Să o repună pe roți? E cam ruptă osea, ce n-ai ce să-i faci. Să întoarc. Nici nu se mișcă roata, ce e gata, e blocată. Vor să o scoată din intersecție măcar. A, se învârte. De la volan se învârte. Nu e chiar blocată de tot. Nici n-am remarcat să fie blocat traficul. Au prins un loc în intersecție unde permitea ocolirea. Și ora nu e chiar aglomerată, e luni la amiază. Chiar și tramvaiul putea trece până acum. Proces verbal. Poliția cu girofar s-a pornit și era să dea peste cei care făceau la stânga. Sper că nu era implicat și mașina poliției. Nu, nu pare atinsă. Înseamnă că a intervenit aici să dirigeze traficul. O să o tragă cu camionul. Să o împingă voinici.
și au rămas doar câteva cioburi de plastic până la următorul accident.